Nu e vorbit de meci dramatic, e moment că am dat gol valabil. Valabil. Eu am aici regulamentul. Vi-l citesc în română, da? Nu se consideră că s-a comis o abatere atunci când mingea atinge mâna unui jucător, ricoșând direct din capul sau corpul sau piciorul unui adversar aflat în apropiere. Adversarul a lovit mingea, l-a lovit mingea în mână aproape și gol. Deci eu am regulamentul aici de fotbal de la UEFA, de la România, de la toată lumea. Nu e niciun gând. Arbitru trebuia să ducă să uite la VAR, el știa regulamentul, n-a fost niciun gând. Plus că nu te uiți la VAR decât dacă e o fază ușoară. Deci e foarte clar, golul a anulat pe nedrept și calificarea lui Sevilla pe nedrept. Asta e, restul mai am ce să mai zic. Se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Eu n-am mai întâlnit așa ceva, sincer. Și nu se oprește VAR-ul pentru asemenea fază. Nu se uită. Și arbitru trebuia să ducă el principal. El arbitru tenia que ir ver el la imagine. Deci, victoria era clar meritata noastră și... La victoria era merecida para Ceferenu, para Sevilla, porque noi hicimos gol. Băieții sunt foarte supărați. Au alergat, au rupt. N-am luat nicio primă, nu ne-am calificat. Am venit 4 ore cu avionul. Plecăm iar 4 ore. Dacă ne băteau cu 3-0, 2-1, asta e. S-a întâmplat azi. Cine ne dă nouă această victorie înapoi? Că Sevilla mai are șanse să ajungă. CFR Cluj nu va avea niciodată șanse să ajungă nicăieri. În sferturi sau, eu știu, semifinale de Europa League. Sevilla poate să facă asta în fiecare an. De-aia suntem frustrați și supărați. Ce a spus lui Păun după... Ce să-i mai zic? Săracul plânge și acum. Un copil. Da. Păi, nu știu, imagine... Făcuse meciul vieții, dăduse golul carierei. Ce să-i mai spun? Suntem foarte supărați, triști. Și eu sunt foarte supărat pe toată lumea. Ce s-a întâmplat? Există totuși partea plină a paharului, faptul că ați fost egalit Sevilla până la urmă. Bine că n-am pierdut, că pe final am riscat cu Arlauschi și dacă luam gol, ziceau toată lumea că poate. Două meciuri n-am pierdut. Cred că la vară se schimbă regula cu golul în deplasare, din ce am înțeles. Și nu va mai fi, dar nu asta a fost problema. A fost problema că noi am dat gol. Asta e problema. Până și domnul Crăciunescu spune că nu mai contează VAR ce a spus. Eu vă zic regulamentul, nu ce spune oamenii din fotbalul românesc. Eu citesc regulamentul de fotbal și știam regulamentul. Era simplu. N-ai cum să dai mâna la unul de la un metru și să-ți ceri hands. N-ai cum. Deci a fost un gol valabil și din cauza asta nu mai rău să vorbesc de altceva, cred eu, pentru că frustrarea e foarte mare. Un club ca Sevilla n-avea nevoie de acest cadou. Ei câștigă în alți ani ce vrei. Asta era meritul echipei să ne calificăm, clar. Ultima întrebare. Vă îngrijorează și situația lui Burca? Da, cel mai mult. Îmi pare rău că am pierdut și un jucător. Pe teren, la fiecare... Am pierdut și calificarea, am pierdut și pe Burca. Asta nu e bine. Nu e bine. Vedem ceva, zice doctorul, și să-i facem o radiografie.